Măgarul cel viteaz. A fost odată un om sărac care nu avea în această lume altă avere decât un măgar. Dorind să câștige niște bănuți frumoși pe dânsul, îl duse tocmai la cetatea împărătească. Ceru să fie primit de însuși împăratul ținutului, spunând că aduce cu dânsul un bun de preț. Curios, măria sa îl primi. Mărite împărate, îți aduc acest măgar fermecat, care a cucerit cetăți la rând și de care orice hoardă dușmană se teme. Eu vreau să-l vând și m-am gândit, ca un slujitor supus ce sunt, că prima dată ar trebui să mă înfățișez înaintea ta cu dânsul. Prea bine, omule! Îți voi da pe el mulți bani de aur, dar sper să fie cum spui. Omul, care era de-acum bogat, o șterse repede de la curte. Măgarul, pe de altă parte, era tratat regește. Primea bucate alese, era țesălat în fiecare zi. Se întâmplă ca, după o bucată de vreme, cetatea să fie atacată de dușmani. Împăratul, dorind să-și cruțe oștenii, porunci să-i se dea drumul măgarului, doar acesta îl va salva. Când țarcul se deschise și animalul se văzu liber, o luă la goană în direcția atacatorilor și răgi atât de tare încât îi sperie. Atacatorii se gândiră că nu e lucru curat când văzură un singur măgar venind spre ei, că probabil o fi vreo vrăjitoare care îi vrăjește, așa că nu stătură pe gânduri, ci o luară la fugă. Astfel, i se duse vestea peste mări și țări că e într-adevăr cel mai de preț bun și că mai viteaz decât el nu există în lumea întreagă.